La târgul producătorilor locali, organizat la sfârșitul săptămânii trecute la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara, reprezentanții grupului de acțiune locală GAL Țara Zarandului și-au promovat cum au știut mai bine zona pe care o reprezintă. La un stand amplasat strategic în curtea exterioară a edificiului istoric, turiștii interesați au putut afla detalii despre cele 13 localități care fac parte din Țara Zarandului și despre obiectivele turistice din zonele respective. Hunedoara este un județ frumos și Țara Zarandului este una dintre perlele acestui județ. Turiștii care vor ajunge în zonă, ce ar putea vedea? Peisaje superbe, monumente istorice, patrimoniu cultural național, patrimoniu cultural local, fenomene și, eu știu, formațiuni naturale, cum ar fi podișul Grohotului, un pod natural, săpat de apă în stâncă, o grămadă, pădurea împietrită de la Prăvăleni, o grămadă de lucruri deosebite și, nu în ultimul rând, ospitalitatea moților. Situată în partea de nord a județului Hunedoara, Țara Zarandului este renumită pentru obiectivele turistice și peisajele superbe, dar mai ales pentru tradiționalii virșli de brad.